avut o revelație. E un mecanism care, dacă îl înțelegem, ne e mai ușor în viață, într-adevăr, da. Cumva, dacă ai schimbat, e pe o clipă. Nu neapărat să schimbi, ține de fiecare. Dacă trebuie să stai și să gândești, să desegi și să lămurești, foarte bine, înseamnă că asta e clipa ta și te trimite înapoi în trecut, dar e prezentul tău. Și asta înțelegi prin niște mici detalii. Dar e ok și fără frică, adică nu m-am speriat când am înțeles lucrul ăsta. Și chiar mi-a plăcut și am zis, hai să vedem ce se întâmplă. Dacă am făcut pasul ăsta extrem, să zicem, da, m-am dus să mă lămuresc cu cineva, așa am simțit, să vedem ce s-a întâmplat. Și mi s-a deschis ceva ce o dimineață atât de frumoasă azi, că n-am înțeles ce și cum. De ce? Eu mă așteptam că după așa ceva o să mi se... Da? Nu știi cum se întâmplă lucrurile. Și poate că dacă lăsam în mine și tăceam și nu mă duceam să lămuresc niște lucruri, rămâneam acolo ca și înțelegere, nu ca și când am mișcat lucrurile. Poate le mișcam mai departe, dar eu pentru mine poate că nu înțelegeam ceva. Și asta vreau să zic, e un mecanism foarte tare. Cumva, dacă nu accepti, dacă accepti ce se întâmplă, că asta era, dar trebuie să treci prin, să-ți lămurești niște lucruri, e ok. Dacă accepti tot ce se întâmplă, treci mai departe, e un fel de așa, în viață. Cu orice respirație, cu orice, dacă vibrezi sus și ești de acord cu orice, să zicem, da, trecut, viitor, prezent, da? Și așa faci, așa mergi în viață. E la orice, la orice. Când nu înțelegeam, observam pe cineva din familie, să zicem, e răcit. Și a doua zi nu mai era răcit. Zic, mamă, ce repede a trecut. Dar tu îl vezi, tu ești în altă lume. Și omul e în altă lume. E în lumea lui, care el poate un an a fost răcit. Sau poate a fost o clipă într-adevăr. Dar tu ești în altă lume care măsoară timpul altfel. E foarte simandicos și interesant, deci nu știu ce cuvânt să folosesc. Să înțelegem cum funcționează. Dar e foarte tare. Până la urmă, le simt încă, nu le pot lămuri, poate. Și eu când aveam, dimineața m-a dorut gâtul, seara nu mă mai doare. Ciudat. E ca și cum sari din timpul ăla unde te-a dorut, dar nu sari tu conștient, că mai mă doare gâtul, sar în partea alaltă. Ai acceptat ceva, ai vibrat sus și nu mai ești în lumea aia unde erai bolnăvior, să zici. Cam așa se întâmplă lucrurile. Asta acum pe moment mi se lămurește. Și am răgușeala aceasta, zici că am avut nu știu ce spectacol ieri. Și eu n-am avut ieri. De când n-am mai avut? De câteva zile, să zicem, da? Și am răgușeala de parcă ieri am avut. Deci, am sărit în ceva unde nu mai am sau am sărit acolo unde trebuia să fiu, dar n-am ajuns. Și ieri am avut spectacol, de fapt. Nu știu cum să-l lămuresc, dar asta e spațiu, asta e timp fără timp. E cam așa, cam așa. Poate mai lămuresc un pic mai detailat, cumva, dacă mă adun cu mințile. Că sunt așa de încântată de ce mi se întâmplă acum, ca și stare de spirit, că nici nu știu ce să mai zic. Mulțumesc!